încredere că peste 10 ani mă vom întâlni din nou, o să vor întoarce din Anglia, din Olanda, de la Politehnică, din București, de la Medicină, la Informatică și la alte facultăți. Numai bine! Un drum bun în viață și să vă ajute bunul Dumnezeu! Profesorul Mihai Vasiliu a petrecut mai bine de 40 de ani la catedră. A format caractere puternice și adevărați specialiști în fizică, oameni care astăzi pun în aplicare cu succes cunoștințele dobândite la Colegiul Național Vasile Alexandrii în cele mai îndepărtate colțuri din lume. Pentru mine, dumnealui a reprezentat un model de viață, dincolo de, să-i spunem, postura de profesor de fizică pe care și-a îndeplinit-o cu excelență. Mă consider de asemenea norocos că am fost elevul dumnealui și pe parcursul celor 4 ani de liceu consider că a fost un adevărat mentor pentru mine. Așa cum spuneam, mergând dincolo de predarea fizicii, dumnealui fiind profesor de fizică. În liceu oricum venisem cu un apetit deschis pentru fizică și pentru lucrurile care zboară domeniul aeronauticii, dar dumnealui mi-a deschis apetitul și pentru alte direcții din domeniul fizicii, precum și, să spunem, sub bagheta dumnealui am reușit să cresc foarte, foarte mult nivelul personal, atât din domeniul fizicii, cât și din alte direcții. Sub îndrumarea dumnealui am realizat chiar primele lansări de rachetomodele în curtea liceului, un lucru, să spunem, mai puțin obișnuit pentru un licean, dar având susținere maximă din partea dumnealui, aceste lansări de rachetomodele fiind realizate în cadrul unei competiții științifice, sesiuni de comunicări științifice care se organizau anual în cadrul liceului Vasile Alexandrii. Condoleanțe și Dumnezeu să-l ierte! Mi-aduc aminte din primii ani de învățământ, când la Liceul pentru Industrie Alimentară, la grupul școlar LIA, avea un laborator cu totul și cu totul deosebit pentru perioada respectivă. Niște mese așezate riguros, cu un control precis al materialului didactic, cu intervenția oportună, deci numai atunci când era cazul a elevilor la aparatura didactică și niște experimente cu totul și cu totul deosebite. A fost întâi de toate un profesor extraordinar în ce privește partea de laborator, dar și cea de coordonare și de predare a cunoștințelor de fizică la un nivel cu totul și cu totul remarcabil. La ceremonia religioasă dedicată acestuia, desfășurată la Biserica Sfântul Pantelimon din centrul Galațiului, sute de prieteni, apropiați, dar și colegi de catedră au ținut să-i aducă un ultim omagiu și să-și ia rămas bun de la cel care a fost renumitul profesor Mihai Vasiliu, condus astăzi pe ultimul drum la cimitirul Eternitatea. Aveți ocazia să vedeți și o parte din diplomele obținute de unii dintre elevii pe care i-a îndrumat domnul profesor Vasiliu. Cele mai noi și ultimele care le-a adus au fost cele obținute de Mihai Răcoreanu la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului și la Olimpiada Internațională de Astronomie de anul trecut. Îl cunosc practic de la venirea în învățământ în Galați, deci din, mai precis din anul 1975, pentru că vreau să vă spun că în 1976 s-a desfășurat Olimpiada Națională de Fizică aici la Galați și am colaborat încă de atunci cu dânsul pentru organizarea Olimpiadei, pentru stabilirea unor detalii sau unor condiții optime pentru o asemenea manifestare științifică de anvergură. A fost un coleg cu totul și cu totul deosebit, un om pasionat, implicat, conștiincios, corect și foarte atent și în același timp foarte așa riguros și înclinat spre performanță în tot ceea ce a făcut. Și iară cumva am și vitaminizat în când organismul și înainte de toate intelectul trebuie și el degripat. Și
Și în ce spun, că nu ați luat o notă de protecție la sfârșit, pentru un ideea de diferare, vă să fie și mai bine. Și nu uitați că toate trece, numai campanii nu trece.